Apele nu se liniștesc deloc între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Din potrivă, se învolburează pe zi ce trece sau, mai exact, odată cu apropierea unui nou termen în procesul de divorț. Weekendul trecut a fost dreptul lui Gabi Bădălău să-și viziteze copiii. Până aici nimic ieșit din comun. Doar că pe pagina ei de Facebook, Claudia Pătrășcanu a postat un nou mesaj cu acuzații devastatoare la adresa fostului ei soț. Iată câteva dintre cele mai dure afirmații ale cântăreței. Vineri, 12.02.2021, ora 17, copiii au fost luați de către tatăl lor de acasă, fiind iar sub influența substanțelor, și asta nu este pentru prima dată. Comportamentul lui a fost unul agitat, incoerent, agresiv vis-a-vis de mine și mama mea. În momentul în care i-am sugerat să le pună copiilor centura de siguranță, nu a dorit să facă acest lucru, afirmând că nu e treaba mea, că unul e Bădălău. Pe tot parcursul acestui weekend, copiii au stat cu menajera lui, iar ei îl chemau disperați acasă pe tatăl, care nu era de găsit. Duminică, ora 18.30, copiii s-au întors la domiciliu, șocați, povestindu-mi ceea ce s-a întâmplat în acel weekend. Tatăl avea conversații video cu Bianca, dar și cu copiii mei, care nu au dorit să o vadă, însă au fost forțați de tatăl lor. Pe tot parcursul drumului de întoarcere București-Constanța, tot aceste două personaje, de față cu doi copii minori, au purtat discuții indecente, copiii venind marcați și punându-mi întrebări. S-au făcut două teste antidrog, cum a vrut Gabi Bădălău, pentru a da bine în presă și ochii țării. Testul antidrog l-am cerut din firul de păr. În permanență este sub influența acestor substanțe. Pus în fața unor astfel de acuzații, Gabi Bădălău reacționează cu fermitate. Domnul Bădălău, cum să vă spun, fosta soție sau, mă rog, actuala soție a postat din nou un mesaj foarte... Horațiu, nu mai spune de ce face fosta soție să se ducă la... Îi recomand un doctor, psihiatru la Obrejea, la spital. Da, dânsa spune că a spus să vă luați copiii vineri, erați agitat. Horațiu, dacă are probleme cu mine sau știe lucruri pe care le fac eu de altă natură, să se ducă la poliție, nu la circ, la televizor. Mă rog, e pe pagina dânsei de Facebook. Spune că ați fost agresiv cu ea, cu mama dânsei. Horațiu, femeile astea mă șantajează, nu mai vreau să mai vorbesc de nimic, nu mai vreau să declar nimic. Singura mea recomandare pentru ea e spitalul Obrejea. Altă soluție nu mai are. Da, spune că v-a sugerat să puneți centură de siguranță pentru copii, ați devenit agresiv și contestă cele testele antidrog pe care ați făcut. Conteste la NATO, să mă lase în pace, să-și vadă de treaba ei. Am înțeles cum funcționează, îi dau bani, tace, îi dau bani, mă șantajează și mai apare cu câte o poveste de asta. Am înțeles, dar acum i-ați dat bani când ați fost la agenție? Sunt foarte bulversat și foarte agitat și nu vreau să vorbesc lucruri aiurea. În rest, să vorbesc de ce zice femeia asta, e sub limita mea. N-am ce, deja îmi trece orice măsură asta. Femeia n-are ce face, sta acasă și apucă și scrie, ba că suntem drogați, ba că sacoși de bani, ba că mâine ce, că cu bărbații. Să ducă, bă, frate, la spitalul nou, să ducă la poliție, să ne lase în pace. Traumatizează copiii, ne e rușine lui personajul ăsta toxic care e. Am evitat, am tăcut în gură cât să mai tac. În fine, bine, mulțumesc mult de tot. Da, și ultima întrebare, spune că duminică, ora 18, copiii s-au întors la domiciliu șocați, povestindu ceea ce s-a întâmplat în acel weekend. Orat, nu mă puneți comentarii și zice... un personaj cu probleme de sănătate la cap. Ea trebuie să facă un control, în primul rând. Femeia are probleme. Altă variantă eu nu am. Nu am. A fost cu mine în casă 6-7 ani. Altă explicație eu nu am, decât că are probleme de sănătate. Da, copii, e o chestie ereditară din familie, la ei. Acu ce-i drept, ascultându-l pe Gabi, stăteam, mă gândesc că... Eu am zis că nu mint copilașii și cred în continuare că nu mint, dar e posibil ca ei să nu fi spus asta. Ok. A? Te-ai gândit la varianta ta? Și asta e posibil. Adică să inventeze Claudia așa ceva. Tremură Horațiu, uită-l cum tremură. Bună seara și bine v-am regăsit. Avem informații noi, avem declarații frumoase. Duce măgarul, nu știe ce duce. Ia zi, Horațiu, bună seara. Duce la bătrânețe. Zine, Horațiu, zine, te rog. Zine, nu mai tremură.
Orațiu. Nu tremură, este un gest, că firesc să pun sângele în mișcare. Aia lui Trevor, el face așa anumit, dar am înțeles. E un gest firesc, Parkinson, să fie. Doamne, Doamne hai, zi. E bine, dacă n-ar fi fost această postare a Claudiei Potrășcanu, probabil că ar fi fost un început banal de săptămână. E bine, iată că artista a dat foc canalelor mass media cu această postare incendiară. Ei bine, vreau să vă spun că, într-adevăr, așa cum ați remarcat și din această înregistrare telefonică, Gabi Bodolău era, într-adevăr, foarte nervos, extrem de nervos, aș putea spune. Nu a negat, în schimb, faptul că ar fi vorbit cu Bianca Drăgușanu prin video call, da, dar a spus că poate să vorbească cu oricine, pentru că este un bărbat liber, poate să facă ce vrea. Din acest lucru am înțeles că, iată că relațiile dintre ei se pare că s-au reluat. De cealaltă parte, și Bianca Drăgușanu spune că ei continuă să fie prieteni și că vorbesc prin videocall. Deci el a vorbit prin videocall de față cu copiii, că până la urmă aici... Nu a spus acest lucru, dar Bianca Drăgușanu a fost foarte sinceră și foarte direct. A spus că nu au purtat discuții indecente în prezența copiilor, pentru că și la rândul ei are o fată, are o responsabilitate de fata ei. Trebuie să-i dea o educație. De ce să sune pe videocol? Adică asta nu mai înțeleg. Dacă ai copii în mașină, nu poți vorbi normal. Acest lucru nu l-a precizat Bianca Drăgușanu, dacă au vorbit pe videocol în timp ce Gabi Bodolău se afla în drum spre Agigea împreună cu copilași. Dar în lucrul pe care ea l-a precizat foarte clar, nu am vorbit lucruri indecente, repet, în prezența dar nu s-a pus problema. A zis cineva că au vorbit lucruri indecente? Păi, acest lucru l-a precizat Claudia Potrășcanu pe pagina ei de Facebook. Copiii au venit șocați acasă și au întrebat-o ce e aia. Am scăpat amănuntul. Cei doi au avut un limbaj indecent în prezența fiilor mei. Plus că ar fi stat și singur în weekend. Așa spune Claudia, că au stat singur în weekend cu menajera... Și încă un lucru foarte interesant pe care l-a spus Bianca Drăgușanu a fost acela că până acum Claudia Potrășcanu drumului de întoarcere, București-Constanța, tot aceste două personaje de față cu doi copii minori au purtat discuții indecente. Copiii venind marcați și punându-mi întrebări. Da, n-am fost eu atent la amănuntul. Da. Ei, și ca să revin la ceea ce spuneam puțin mai devreme, Bianca Drăgușanu a fost foarte fermă, foarte directă și a spus că până acum Claudia Potrășcanu tot posta diferite lucruri despre soțul, despre Gabi Bodolău, dar acum în acest război, iată că este implicat și numele ei și chiar a rugat-o pe Claudia Potrășcanu să nu-i mai pomenească numele sau dacă îi mai pomenește de două, trei ori, va face cunoștință cu furia ei. Și știm foarte bine că diva Bianca Drăgușanu este foarte acidă atunci când vrea. Și încă un lucru foarte bine să-l precizăm este acela că Bianca Drăgușanu este foarte, foarte supărată pe actuala logonică a lui Alex Bodi, Daria Radionova, deoarece aceasta din urmă a declarat că dacă Bianca a fost bătută, înseamnă că o problemă este la ea și nu la bărbatul care a bătut-o. Iată că pe undeva Daria... Păi și Iulia spunea că a fost bătută, nu? Da, Iulia, Bianca Drăgușanu spune că iată... Nu spun, dracu, reușesc să ții minte toate personajele. Stai, că asta mă întrebam. Stai, care cum e? Care... Iulia e fosta nevastă, Bianca este fosta nevastă, Daria este viitoarea nevastă. Este viitoarea. Viitoarea. Și spus, actuala logonică a lui Alex Bodi, da. Nu știu dacă de la bătrânețe... Dar nu că te urmărești ca Lord of the Rings și trebuie să... cu legenda, că nu, Game of Thrones, gen. Vezi, dacă ne-au dat două ore de emisiune, mi-intră în cap fără să vreau. Și nu mai ies personaje. De aici provine supărarea Bianca Drăgușanu. Ce n-am înțeles eu este că noi am terminat săptămâna într-un mood, și anume în moodul în care ei nu se mai băgau în seamă. Gata, domne, s-au certat. Nu? Nu așa exact. Era? Exact, da. Bianca cu Bodolău? Cu Bodolău, da. Dar iată că weekendul a fost un sfetnic bun. Adică, a fost, da. Dacă au purtat aceste discuții prin videocall, dacă au avut o anumită comunicare, înseamnă că e o portiță deschisă. Păi, n-ai întrebat și tu, băi nene, n-ai zis că ești o femeie liberă și că niciodată, n-a zis aici niciodată. Cu Gabi Bodolău, aici era pe canapea când a zis. Nu, domne, nu. Repet, nu mai vorbești pe videocol cu un om cu care n-ai ce să mai... Noaptea este un sfetnic bun. Nu avem de unde să știm ce se întâmplă între cei doi. Pentru că și ea este foarte reținută în declarații. Despre Gabi Bodolău, ce să mai spunem? Că știm cu toții că este un... Nu are. Pare că fac lucrurile astea ca să-i dea foc Claudiei. Aia săraca e cu nervii la pământ.
Da, știi? Exact. Altă logică nu are. Adică îți vorbești de față cu copii. Dar, repet, dacă nu, dacă e așa. Dacă este așa, dar să nu uităm... Să o ia vrazna, femeia, să ducă pe cărărui. N-ai văzut că tu zice, să ducă domnule la 9, când îi zici unui om că e nebun și îi zici de 7 ori, de 15 ori, de 100 de ori, intră și lui în cap ca la autorana. Nu știu, dar, eu știu, dracu. Aș mai vrea să precizez faptul că omul de afaceri Gabi Bădălău și-a postat chiar vineri seara, dacă nu mă înșel, un filmuleț pe contul de Instagram, mă rog, pe aceste rețele de socializare, cu băieții lui, cu copiii lui. Și chiar spunea să o sunăm pe Rodi, adică pe mama, pe bunica lor, adică pe mama lui Gabi Bădălău, doamna Rodica. Deci, probabil că o fie și sâmbătă. N-avem de unde să știm, pentru că, iată, cei doi știu să-și ascundă foarte bine aceste ieșiri. Păi da, pe de altă parte... În cazul în care această ieșire a avut loc, bineînțeles. Claudia a declarat că în weekend copiii au rămas singuri. Auzi, dar ia sună-o pe Bianca acum. Hai să o sunăm noi pe video call, să vedem dacă în spate este decorul de la ea din apartament. Ce zici? Să o sunăm. Eu nu pot să o sun eu. Că n-am credit. Deci dacă da, spune cineva că ar fi fix în momentul ăsta la Gabi Bădălău acasă. Știi interiorul lui Gabi Bădălău din apartament? Da, nu știu nici interiorul și nici... Așa spune cineva. Vreau să ia sunați-o pe video acolo acum pe Bianca, să vedeți că e la Gabi acasă. Da, și vreau să vă mai spun o chestie. Atunci când... O facem noi de-astea. Când a izbucnit acest scandal între Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu și s-a anunțat această despărțire, din, tot așa pe contul meu de socializare, am primit o informație potrivit cărea în acea seară, deci după interviul realizat la aeroport, Bianca Drăgușanu ar fi mers la Gabi Bădălău acasă să-i ceară socoteală. Acesta nu i-a răspuns nici la interfon, nici la telefoane. De asta spun că... De ce să-i ceară socoteală? Ea știa în momentul ăla că Gabi Bădălău a fost văzut cu două tinere? Păi, tocmai aflase informația cu trei tinere, cu vecine. Da, da, da. Păi asta vecinele. Zic. Păi, S-a dus să verifice vecinele, Dani, să vadă dacă sunt vaccinate. Eu cred așa. Eu cred că între timp, nu numai noaptea a fost un sfeșnic bun, cum ar zice cineva. Eu cred că s-a reluat relația de prietenie. Așa cred eu. Cam asta a lăsat de înțeles și Bianca Drăgușanu din discuția pe care am avut-o, o convorbire telefonică. Pentru că am sunat-o și am întrebat-o clar. Ai reluat această relație și nu neapărat relația în sine, cât discuțiile indecente de care pomenea Claudia Pătrășcanu. Și, repet, a negat cu vehemență. Astfel de discuții nu au loc. Eu cred că stau toți la bod din arest acolo și râde noi acum și mănâncă creveți pe băț și bezele de alea la foc sau cum se numesc. Și râși și de tine, Horatiu, că stai și macaruni la deset. Și de doamna asta cu piatră. Nu sunt, dar... Și mai bagă și pe Cari și pe Mia și pe Lolo. Să vezi câte personaje apar. Nu sunt toți, dar era posibil ca măcar băieții să se întâlnească. Așa să mai vorbească, așa ca băieții la șpriți. E o mare cumătrie acolo, crede-mă. Cine? Bădălău cu Bodi? Cu Bodi, da. Cu Nodi, cu Coco, da, da. Cu ăștia, cu toată Bodi lumea. Spunea despre Bădălău că iată că Bianca a trecut de la leu la ursulețul de pluș. Adică... Asta e așa! Îți dă și ție ca să ai ce zice, să nu înghezi de frig acolo și vorba lui Cătăi. La un moment dat, bă, măcar să ne cheme și pe noi. Bă, să vezi ce, după ce trece valul 5 de pandemie, dacă nu face Bodi... Îmi face o paranghelie acolo când o ieși din arestul la domiciliu. Din dulap ies așa, hope, uite și fost ala, să uite și pe Caria sau cum o cheamă. Da. Să vezi ce este. Problema este acum dacă împrietenirea asta dintre Gabi Bădălău și Bodi o să fie benefică pentru Bianca, au mămica mea. Adică Bianca știe să profite de orice oportunitate. Povestea merge mai departe, ca să spun așa. Simt că mai sunt multe episoade. Dacă n-au ce face acum, pe Bodi, înțeleg ce să facă încuiat în casă. Faci și-l panorame de-astea așa. Gabi Bădălău oricum. Până la 11, că după aia n-are cum. N-are, a zis de multe ori că este un bărbat liber de n-are cui să dea socoteală. Bianca, o știm cu toții, se bagă rapid pe scenarii de genul ăsta ca să rămână în atenția publicului și a presei. Și n-are oricum liniște, are o fierbere interioară. Pentru că ea consideră că nu face rău, face bine. Și atunci, păi, o fi făcând ea ceva bine de fi, trag băieții. Aia turcii sau cine mai scriu scenarii sudamericani,
Pandora, Mătușa Giulia și Condeierul, dacă tot facem apel la cărți celebre. Cred că Condeierul din Mătușa Giulia ar fi luat-o razna oricum. Eu cred că e bodie fratele lui Bădălău pierdut de mult. Știi? Cum a luat-o la razna, de încurca personajele de la o radionovelă la alta și s-au strâns ascultătorii în fața postului de radio. Bă, îți bagi joc de noi. A murit în telenovela, în radionovela de ieri. Ăsta, Daria e Bianca Drăgușanu deghizată. Nu e. Mă rog, deci Condeierul din Mătușa Giulia și Condeierul ar fi luat-o oricum razna dacă ar fi trăit în vremurile noastre. Cum de altfel s-a întâmplat cred cu el și atunci. Fosta lui, bine. Fosta lui Bodi cu Bădălău și cu... Bă, deci să vezi ce este acolo.